Cârnit am 7 ani de zile, data 29. 7 ani de când și? De când mă judec. Dar de când ești membru Partidul Socialiștilor? Din membru Partidului din 16. A, mai puțin, de 3 ani. Și ai crezut că o să facă dreptate? Da, eu așa. Multă vreme a fost în opoziție, dar mă ia ca la guvernare. Și văd tot că degeaba. Nu fac nică tot. Tot nu fac nică. Dar nici ce nu poți împărți cu vecinul? Cu vecinul pot împărți pentru că a făcut o fântâniță chiar sub bordură la mine. Dar din fântâniță s-a dat puteți, nu? Nu, fântâniță de asta pentru apometru. Așa, aha. Și cranul avarinei. Așa. Ia că cum. Și o să fac chiar legă bordură. Și s-a deteriorat gardul, da, sau ce? S-a deteriorat gardul și nu recunoști. Și procuratura tot ține cu trei. Arată eu ghinea și arată aia. Parcă ești socialist. Nu de grijă. Și ăsta. Și m-am adresat în instanța de judecat și m-am purtat pe drum. Căruși am avut o judecată pierdută. A trecut o leacă de timp. Am găsit-o... Nimeni nu vroia să apuci de așa și eu. Clădând și mai ușor cu banditismul și cu călhărie de... Lămurit, da, de estorcat niște bani mai mari, așa, da, e cu chestii mărunte nu se joacă, da. Și s-o prindind în așa fel când s-o răspind judecată. Au trecut vreo 2-3 luni de zile și am înnoit-o. Am înnoit-o și două ori tot. Aici am adus expertiză, am plătit 7600 expertiză. Pentru bordură. Da, am mers la taram și eu. Numai, obișnă ăștia să leapă, eu gândesc că eu am smărat, eu nu mă las. Afară de asta, expertiza a fost în folosul meu, 22.600 lei. Pe urmă judecata și în 2017 am făcut documente pe fată. Cam ea lumea merge, dacă eu așa sunt serpântat și nervat, am mai făcut ca și dânsul. Și a zis, aici că lumea din picioare, zic, facem documentele pe fată deodată. Și am făcut documente, acolo baia nu era înregistrată la mine, când am dat la bătăie să măsoare, deci că baia asta nu e în... Zic, nu e că băi târziu am făcut, eu în 74 am pornit casa, în 75 am intrat în casă. Și aici de la bătăie au zis că dă să vedem și ei. Și s-a mai plătit fata o doamnuță minte precis cât și s-a făcut de-am și baia și am proiect, cum s-ar spune. La mine era vană. Ați legalizat-o, da. Da. La mine era vană. Dar am zbârlit vana și am făcut spălătoare de psioare, cum se spune, și cabină, dușăvaia. Și e ca schimbarea care a fost. Și odată documentele astea să le scădească în primărie. Am o primărie să o folosesc de moment, că nu e casa mea. Judecata a mărs, te-am gata să pun mâna pe judecată. Și judecătura s-a mă întreabă Marcela Nicolici, ce e pagubile materiale și vremea ta aici? 30 de mii. Zic, bine, data viitoare să ne întâlnim, să-i dau de știre la primărie, și-a venit accesorul și-a venit și vecinul. Dacă s-a început judecata, i-a dat cerere să treacă judecata în lipsa lor. Să vedeți cum? Așa e judecătoare că l-a judecat și pe domnul... Marioala e Gheorghiță, da. Marcela, mă scuzați. Dar văd că ea că au ieșit consilier și vrea să grăiască cu el. Poate te duci și mă la audiență sau pe rând de-am. Nu știu să vedem. Și e că în cazul ăsta, mă am venit de mai este, că am scris cerere, de, am tot documente aici cu mine. La domnul Dodon, am 7 persoane acolo. Dar când ai scris-o? E, pe data de 26, de-am să-mi finit 2 luni și 4 zile. Și niciun răspuns? Niciun răspuns. E ocupat omul cu treburi de oligarhizare. Da. La Maia Sandu prinesc la 5-a zi de la guvernare scrisoare. Cererea dumneavoastră e dată Procuratura Generală. Am prinesc scrisoare la Procuratura Generală și le dau în scris. Și ce s-a întâmplat la mine? Am scris două foi de este de caiet. De de-a lungul pe o parte și pe alta. Plus la asta am pus lămurirea la judecătoarea asta din tăi, Svetlana Bucur. Și de la Eminescu 5 aici. Consiliul Superior al Magistraturii, da, da, știu. Aici tot am dat și tot mi-a dat răspuns că trebuie să apelez la alt judecat, la Bălți, de urmă la Chișinău și așa mai departe. Și eu decide așa, orice ori hotărâ așa, abdeam să iei măsuri cu doamna Marcela Nicori. Dar doamna Marcela Nicori este o aferistă nemaipomenită. Așa îți creează mă tale impresia sau ai probe, dovezi ceva? Dar pe mine dovadă e șaluie. Am înțeles. Ia că acum. Deci nu ești de acord cu decizia, hotărârea ei și zici că... Să mă duc la bătăie, să aduc document că într-adevăr eu sunt proprietarul casă. Am adus document că sunt proprietarul. Te rog, nu ne-au răspuns, tot sunt documentele aici. În legătură cu aceea că nu stăpânul casă. Vă place așa judecată. Dar judecată la mine e din 2013. După asta, o trimis la Curtea Supremă. Bălțu așa ne-a dat, ne-a răspuns, să dau la Curtea Supremă. Am dat la Curtea Supremă, Curtea Supremă, hotărârea ne-a dat tot așa, că judecată ai răspuns, în legătură cu aceea, că eu nu sunt proprietarul casă. Și au rămas hotărârea de Florești, așa. Băi, dar pe acolo la mine 205 foi, eu am scrisoare, că am fost la Ministerul în partea asta, Justiție. Aici te-au zis că să-mi dai răspuns, să-i zic.
pe data decizie. Hai grăiți, președintele, dacă o catadexit să iasă măcar un consilier să vorbească, înseamnă că l-a interesat. Șuieream, să țipăiam să iasă. Dar pe că a ieșit consilierul sau vrei chiar cu Dodon să vorbești? Cum o cheamă, moldovan? Sâmbătă la noi a fost dezvelirea a unui aviator. A fost avionul de la orașul și acolo de cicate a făcut monument. Dar monument cel a fost domnul Becciu. Și el zice, Victor, eu vă așez istoria pierdută, dar ați trebuit să-i scrii la Murel. Ați trebuit să-i scrii la Murel în 2 Igor Nicolae. Zic, măi, de-am cât, de-am cât de la Murel, măi. Vă dădeam eu pe drum 7 ani de 2 Igor Nicolae să se face mie. Nu plecat. Și eu sunt cel mai niște pentru cum își vă arăt? Cei la într-o lună. Am avut 26 luni, am avut să-mi trebuie 2 luni de zile. Ia că uitați-vă, chestia așa, soare. 900 și... S-o scos soare. Și Gaiciucu zic că a pierdut scrisoarea. Da. Dar el funcția avea, atunci nu avea nicio funcție. Nu, nu, asta de ce nu el a... A, era ministru. Nu ministru era el, a deputat. Deputat. Am înțeles. Și la dezvelirea monumentului, la statul Domnului Treu, că Dumnezeu hramului, și-a deschis monumentul. A zis, pierdut frot, cum să spun. Dar de mult trecut, de zile, și nu ghișul nu știu. Dar monumentul s-a făcut. Mai am eu informații, dar pe ce știi secretă, că eu deschid, rosculesc. Eu am vă spun aparte secret. Bun, am înțeles.